Salutare, dragilor! Sunt Vlad Baba, producătorul serialului 6. O poveste pe care, de fapt, am scris-o împreună. Vreau să vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Nu am fi reușit să ajungem atât de departe fără voi, publicul nostru minunat, fanii și prietenii noștri. Iar eu nu am fost singur, am avut alături de mine cea mai minunată echipă. Actori profesioniști, cântăreți, vloggeri, influenceri, prezentatori, copii senzaționali și oameni pasionați de film. Iar dacă voi, cei care vă uitați la noi, vă doriți ca povestea serialului 6 să continue, trebuie să ne fiți alături în continuare. Nu uitați, 6 suntem noi. Vizionare plăcută! Reina, ai ceva de spus în apărarea ta? Eu? Da. Deci am să mă simtă, dar mă distrez foarte cu pasiunea pentru prietena mea. Iei. Ok. Bun. Ne bucurăm super mult că vă place și nu uitați să dați follow paginii de Instagram @6production unde postăm toate clipurile astea. Sperăm să vă placă. Vă pupăm de la filmări. Bye! Bye-bye! Stop, atât! Acolo e poziția finală. Voi două faceți din nou. Stop! Gata! Rămâi aici, îmi dai un semn dacă e vreun trecând. Suntem într-o nouă zi la filmările serialului 6, bineînțeles, cu nimeni altul decât Cătălin Moroșanu. Și vrem să mulțumim foarte mult unui prieten drag. Salut, Costeluș! Să trăiți! El este domnul Constantin din filmul nostru, Capitanul. Costelușa Dăscăliței, ne aflăm la NP Lake Resort, într-un loc superb, pe care voi merită să-l vizitați. Mulțumim foarte mult! Serialul 6, urmăriți-ne pe YouTube, pe Roton Music TV. Prea tare, uite, prea tare, frate! Florentan, Ștefan, Dăin, Ștefan. Ia uite-mă câte-am. Ok, suntem într-o nouă zi la filmările serialului 6. O avem pe Ioana aici. Salut, Ioana, ce faci? Foarte bine. Foarte bine. Fiți pe fază. 6. Mulțumim. Lorelai, clar. Puțin seriozitate. Iubitor de 6. Trebuie să fiți poate pe noi pentru că venim cu personaj surpriză. Nici nu. Corect. Venim. Venim cu personaj, dar stai să mai vedeți celelalte personaje. Pe lume avem și vloggerul Angelo e cu noi. Joana Jura. Trebuia camera un pic ștearsă. Oh, stați așa, că o ștergem acum. Doamna director, Hannah Montana, Georgica
Am mai rămas nimeni. Salut, Lino, ce faci pe la noi? Lino Golden în serialul 6, da, pentru voi. Cum e viața de actor? Acum o trebuie. Adică te descurci foarte bine. E ziua tare și o să fii bine. Te buci în cazile. Actoria asta nu e pentru oricine. Nu e pentru oricine, dar în 6 e un personaj foarte, foarte tare. Și vă spun doar atât. E foarte apropiat de Dan Negru. Îl știți pe Dan Negru, nu? O să vă uitați în 6 și o să vă vedeți. The Black Boy is here, Lino. Super. Stați pe fază, on set. 6. Salut, prieteni! Suntem o gașcă faină și vă invităm cu mare drag să vă uitați la cel mai tare serial pentru copii și adolescenți din România cu domnul Cătălin Moroșanu. 6, suntem o echipă tare, am adus noi forțe. Gata, așa că să vă așteptați la lucruri foarte frumoase și surprize extraordinare. Cum ai zis, Cătă, Lino, e? Suntem forță, suntem o echipă forță și stați cu ochii pe noi pentru că urmează 6. 6, super! Cum să zici, mă, că ai venit degeaba? Veni degeaba, mă? Ce faceți? Uite, ne-am întâlnit aici cu Lino, suntem pregătiți să filmăm la serialul 6, mulțumim Lino. Gata, trebuie să facem 10.000 de filme, trebuie să repede filmăm. Este! Ok, hai să dăm bătaie. Începem filmările? Ok, are ready? Ok, hai să începem. Super, Yanis, Lino, Pablo, toată lumea, 6. Băi, fraților, a fost bomba astăzi. La filmările serialului 6 a fost alături de noi în această perioadă Lino Golden! Mulțumim, Lino, te iubim, urmăriți serialul 6, cea mai tare producție. Suntem aici cu toții, yeeey! Vă pupăm, 6! Lorelai 6! Fiți pe fază! Pregătim aici într-un decor destul de horror. După bombardament. La Lucia! La Lucia, Anto! Toată lumea, da? Acum. La Lucia! La Lucia, Anto! Bună, dragilor! Astăzi suntem aici și eu și familia mea. Eu sunt Reina din serialul 6. El e frățiorul meu, Johnny. El e tatăl meu, Dr. Samuel. Și mama mea, Camelia. Hei, bună! Ce faceți? Voi sunteți foarte frumoși în primul rând și vă mulțumim că faceți parte din proiectul 6. Ionel, cum e să joci 6? Este o experiență nouă pentru mine, dar o experiență frumoasă și vreau să îndemn pe toți cei care mă iubesc pe mine prin muzica populară să urmărească acest film, acest serial pe canalul de YouTube Roton 6. Super, super! Aș vrea să spun Camelia, bravo, ai stil! Mulțumesc! Se uită și prietenii din Anglia? Și tot cei care mă urmăresc în diaspora și din România, vă rog frumos să urmăriți 6. Super, 6 pentru 6! Voi! Fanii tăi, iubești, strigă tare, vă iubesc, fanii lor! Asta e familia doctorului Samuel! Super! Ești acolo, doar. Ia-mă pe mine! Te rog, ia-mă pe mine! Uite unde e omul tău! Ți-am adus niște flori, dragul meu! Ei, selfie-uri, bucurii, prieteni, dragoste!
Da, dragoste, moș de Andrei. Talent, fashion, Georgel, seriozitate, oboseală, frumusețe, experiență, domnul Ioan. Moș Nicolae. Ho, ho, ho. Moș Crăciun. Ia scoateți puțin masca. Scoateți puțin masca. Cum a fost să joci în serialul 6, așa că experiență? Abia așteptam să-l ajut pe Vlad. Mulțumesc! Colegul meu de la teatru, Ionuț, salut Ionuț! Ne bucurăm foarte mult că ai acceptat să fii în proiectul nostru. Cum a fost această experiență? Super! Ok! Pregătim de petrecere, da? Da, cert este că tot 6, în afară de Asemia și Clara, Erika, Asemia și Clara vor veni de acolo. Toți ceilalți 6 intră pe acolo. Miriam, Hana, Adela și doamna Radu vin de aici. Intersecția se face aici, pe acolo, între copiii și părinți. Da, 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 în momentul când ajunge aici, o să vorbim, o să vorbească și o să veniți și voi. Sorin, da. Și regia intră tot în suma asta. Putem să tragem. Eu l-am deci cu frică am roate. Băieți, fiți foarte atenți la școală. Învățați biologie, fizică, chimie și o să ajungeți ca mine. Doar să știți că suntem în decembrie, da? Ce vedeți voi acolo în 6 e filmat în decembrie, când afară ninge! Dar aici Cătălin ne demonstrează ce înseamnă să fii Tudor Parker, să te dezbraci la cămașă. V-am spus, cum am spus, pe altarul suferinței vom găsi fericirea și vom filma 6 până la capăt. Mașa zâmbește, încă nu și-a luat bătaia. Încă nu. Urmează. Dar mie nu mi-este frică de nimic, eu sunt Mașa! Exact! Georgica e cu noi. Didi, eu când o să cresc mai mare, vreau să ajung exact ca tine. Ei, Julia, Ioana, Tolonu, și Mr. Nick. Bate palma, Nic. Ce mă, gajiule, mă. Doamna Diana. Ultima zi din 6. Ultima zi din 6. Ultima zi din 6. Prin vis ultima zi din 6, nu contează, nu arătăm în persoana, ci doar acțiunea. Nu va fi ultima zi din 6. Ne vedem în sezonul 2, așa, Vlad. Ultima zi din 6. Acel serial în care te sun eu, Pablo. Încheiat filmările, eu sunt cel mai fericit. Am dus să dorm o lună. Și dacă tot Cătălina a fost Moș Crăciun pentru noi cu șampania, am zis, haideți să facem un pahar de șampanie, să bem cu toții. Că na, experiența asta cu 6, nu Cătălin? Cum e povestea cu 6? O experiență, am scris istorie din ea și arătăm cum putem să facem în toate domeniile. Am fost echipă frumoasă, una la mână, doi la mână, i-am înjurat, i-am certat, am țipat, am stat în căldură, am stat în frig, bine mă! Așa, și acum ne bucurăm și noi de, uite mă, mă caută bani, ce mă fac, da? Așa, Tate! Hai mă, ia. E frumos, așa e frumusețea, asta e frumusețea, mă, iată, se bucurăm. Da, asta mă ia să fac și eu. Așa, iată, hai. Nu, dar nu-i așteptări tot? Ba da. Așa, așteptăm, așa, dacă tot. Zic că ăștia hai să punem în pahare, să fie pus în mâncare, știi? Corect. A, cine mai avem? Tu ai pahar? Mulțumesc. Take it. Mai scoate niște pahare. Și astea fac. Hai să ciocnim așa, să terminăm filmulețul ăsta. 6 e despre prietenie și despre Iași.
Să trăiască Iașul și noi suntem ambasadorii Iașului, să știți, în România și în lume. V-am pupat. La mulți ani. 6! Cheers! 6! Pablo, dau, să știi. Ce-mi promiți tu de acum, că ai scris cuminte la filmări? Sunt bun, ca să le mai cuminte. Ia zi, zi, zi. Olal. Să mai cuminte. Dacă nu dau aici, s-a nenorocit, Pablo. Nu mai fac școală. Adică mai ajutam să-mi. Deci, până la urmă, ce alegi? Să închizi camera și să-mi dai telefonul înapoi. Promiți că ai scris cuminte la filmări, da? Bun. Acolo, da? Ați înțeles, copii?